Ședințele Colegiului Prefectural din Mehedinți au misiunea de a aduce la aceeași masă factorii importanți de decizie din toate instituțiile, așa numite deconcentrate. În general, pe ordinea de zi se vine și cu subiecte interesante, dar de cele mai multe ori, plictiseala își spune cuvântul. Ultima ședință a Colegiului Prefectural a avut pe ordinea de zi trei teme referitoare la activitatea desfășurată de serviciile deconcentrate pentru îndeplinirea atribuțiilor legale, după cum urmează. Raport privind organizarea și desfășurarea examenelor naționale, sesiunea 2022 în județul Mehedinți, activități ale Direcției Județene pentru Cultură Mehedinți, în vederea reactualizării listei monumentelor istorice, programa de finanțare destinată autorităților publice finanțate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Fondului pentru Mediu. Cel puțin, așa sună comunicatul de presă, iar pe alocuri, discuțiile chiar au fost animate și interesante. Doar că nimic nou și plictiseala a fost omniprezentă în sală. Unii au citit tot ce aveau de spus de pe foaie, alții s-au delectat cu propriile telefoane. Să vedem ce a ieșit. Infrastructura verde este programul privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in în localități din țară. Are un buget de 1 miliard de lei care este distribuit astfel. 500 de milioane de lei pentru aprobarea dosarelor și încheierea contractelor de finanțare în urma sesiunii lansate în anul 2021. După prezentarea materialelor, atât prefectul cât și unii membri ai colegiului au pus întrebări în vederea clarificării unor situații și găsirea celor mai bune soluții de îmbunătățire a activității.